Cătălina, am întrebat pe doamna secretar dacă avem vorul legal. Da, doamna președinte, să vedem 14 consilieri locali, absentează 6, din care domnul Tudea se motivează cu motiv de medicare. Mulțumesc frumos! Dacă avem vorul legal, să ascultăm imnul național. Subsemnatul Andrei Sândel Mihail, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederea 6, codificul administrativ cu funcțiuni și competențe ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Cu prevederea articolului 117 din OUG 56 pe 2019. Încep. Jur că respect Constituția și legile țării și se fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului Municipiului Giurgiu, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc, discuții. Doamna Petronela. Mulțumesc. Observ că tot timpul se cam fac rectificări la rectificări și la rectificări. Să încep cu începutul. Pe 9 august 2022 se face acest contract de asociere participație. După care venim pe data de 10 martie cu un act adițional la același contract. Venim pe data de 6 aprilie, adică săptămâna trecută, câteva zile în urmă, un act tradițional. Ca acum, după câteva zile,
zile să începem să avem o rectificare la ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Articolul, deci se modifică, bine, vreau și dumneavoastră, deci nu este cazul să citesc, nu mi se pare normal să se greșească la infinit. Pentru că aici este clar, este o rectificare, da? Deci ceva s-a făcut greșit. Și se și spune, de la articolul 4.4.1 vor fi adăugate de la articolul 2, punctul 2.3. Deci tot ceea ce era la punctul 4 se duc la punctul 2. Eu sunt economist, nu mă pricep la partea asta juridică. Însă se vede clar că săptămâna trecută nu au fost întocmite bine, nu au fost întocmit bine acea hotărâre de Consiliu Local. Se spune, na, suntem în săptămâna mare, nu vreau să fac critică, această critică vreau să o luați în nume constructiv, nu neapărat la adresa cuiva. Vreau doar să atrag atenția, să fie mai mult profesionalism și mai multă răspundere atunci când se întocmesc acte care mi se aduc la cunoștință în cadrul Consiliului Local. Vă mulțumesc frumos! O să răspund? Da. Vă rog, domnule. Nu, eu. Doamna secretară, știți ceva de... Doamna secretară, știți ceva despre îndreptarea erorii materiale. Din ce am înțeles săptămâna trecută că nu am fost, această îndreptare trebuie să fie corectată, fiindcă nu se pot executa plățile de la Marina Anastasovici, de la stadion. Dar de ce s-a comis greșeala și dacă putem și avem vreo îndreptare, să nu fie nevoie de fiecare dată, în fiecare săptămână, câteva zile, să echinăm iarăși pe domnul consilier, și să se poată vota măcar pentru îndreptarea erorii online, dacă permite regulamentul. Sunteți de acord ca să putem să stăm de vorbă pe modificarea regulamentului, că mai pot să apară erori materiale sau îndreptări ale unor anexe? Putem să dezbatem acest lucru măcar în ședința ordinară de îndreptare a erorilor într-o eventuală ședință extraordinară online, pe baza votului, da? Important ar fi să nu existe astfel. Evident că greșeli sunt, mai cine nu muncește, nu greșește. Ideea este să evităm și nu putem să nu fim prezenți la... Pentru că s-ar putea unele erori chiar să conteze. În momentul în care le îndrepti, să schimbe poate nu fundamentalul, dar conținutul acelei hotărâri și nu tot poți să faci neapărat online, zic eu. Și nu cred că ne deranjează atât de mult, mai ales când... Da, nu. Și cine are probleme personale, ca și astăzi, oamenii lipsesc. Că să ne întâlnim o majoritate atunci când este nevoie de așa ceva. Vă mulțumesc. Domnul Părerea. Da, vreau să completez și eu ceea ce a spus colega mea. Trebuie să fie o mai mare atenție și o rigurozitate asupra acestor redactări, pentru că de la momentul în care noi aprobăm o hotărâre greșit întocmită, ea produce efecte. Efecte care, până la remediere, e posibil să nu le mai putem întoarce. Da? Și până la acea remediere, noi toți de aici suntem direct responsabili pentru ceea ce am votat. Deci, eu zic că ar fi bine ca aceste erori să fie din ce în ce mai puține și să nu mai fim nevoiți să rectificăm de fiecare dată hotărâri pe care le-am aprobat în urmă cu o săptămână, 10 zile sau o lună. Pentru că nu este în regulă. Nu este în regulă, noi votăm, pentru că în spate sunt niște oameni care ar trebui să-și facă corect meseria și după aceea vom fi direct răspunzători. Cam atât am avut de sub. Mulțumesc. Eu aș vrea să fac o precizare. Această hotărâre nu a intrat în vigoare. Tocmai de asta am și zis să ținem ședința atât de repede, pentru că era nevoie ca ea să intre în vigoare și să se facă plățile respective. Nu se schimbă sensul, doar că ceea ce s-a adăugat la articolul 4.1 s-a omis să se înscrie și la articolul 2. În punctul 1 sau 2, mă
momentul ăsta. Da, dar vedeți, era destul de important pentru că nu s-au putut face plăți. Adică nu e chiar așa o eroare care putea trece cu vedere. Da, da? Sau dacă acea eroare îndruma să se facă acea plată. Dacă acea eroare îndruma să se facă o plată eronată, ce se întâmplă după aceea? Păi nu, tocmai de asta, hotărârea și tocmai de asta s-a făcut această ședință și acest proiect de hotărâre. Ca să nu producă efect. Alte discuții mai sunt? Dacă nu, supun la vot acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem o abținere și... La trecut cu 14 voturi pentru și o abținere. Așa. Mulțumesc frumos pentru participare, de chiar ședința închisă.